Astăzi o să luați parte la ceva monumental, ceva extraordinar. Că acum, cum tău să vă zbărească aia, o să fie oficial. Nu, mai multe și ce să plângi. Mă, îmi trebuie la fix cu ce-am făcut. Poți săruta mireasa. Și am intrat în apartamentul nostru. Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou vlog super, super, super tare, guys. Vedeți că nu suntem în cadrul nostru obișnuit, suntem undeva într-o stradă, pentru că astăzi este o să facem ceva specială. Neobișnuit, ceva special, e foarte, drept, foarte special. O zi unică și specială pentru noi. Astăzi o să se întâmple ceva magic, nu știu dacă v-am băgat în dubii cu thumbnail-ul și cu titlul, dar astăzi eu și iubita o să trecem la un pas următor, la o altă treaptă. Foarte, foarte importantă în relația noastră și în viața noastră. Vreau să rămâneți cu noi. Simțim că suntem așa pregătiți să facem pasul ăsta. Vreau să rămâneți cu noi de la început până la finalul vlogului, pentru că astăzi o să luați parte la ceva monumental, ceva extraordinar. Fără alte introduceri, nu uitați să rupeți butonașul de like, rupeți, pentru că asta ne motivează like pe noi să facem toate lucrurile astea minunate și să împărtășim cu voi toate experiențele noastre frumoase din viață. Nu uitați să dați acolo multe, multe share-uri, să vadă toată lumea și multe comentarii și hai să mergem și să ne continuăm. Și pe bază că o să vă povestim mai să multe. Să facem ziua asta să fie superbă. Hai să mergem la treabă. Guys, nu vrem să vă mai ținem în suspans, pentru că sincer și noi suntem până aici de câte avem, câte lucruri avem să vă spunem. Știți că noi împărtășim toate momentele frumoase cu voi și chestia asta chiar a fost un secret timp de o perioadă, un an? Da, timp de, nu, hai, nu chiar un an, dar de vreo 7 luni a fost 7 luni, un secret. Da. Și acum a venit momentul, guys, în caz că nu v-ați prins, astăzi o să facem cel mai mare pas din viața noastră și acela de a ne cumpăra prima noastră casă, locuință, primul nostru loc în care o să stăm și o să trăim, o să conviețuim împreună. Mi se pare un lucru extrem, extrem de mare, frumos. Și parcă nu mai știu să vorbesc, jur. Da, da, da. Și mai ales să facem lucrul ăsta la 19 ani, mi se pare un lucru fenomenal. Așa că înainte de a începe clipul acesta și a face toate nebuniile, inclusiv prezentarea apartamentului gol, pentru că în momentul acesta apartamentul nu este decât un spațiu gol, bine, este finisat, este, băile sunt mobilate, însă nu am mobilat noi livingul, dormitoarele și tot ce mai avem. Adică să vă arătăm așa cum primim apartamentul. Exact, și după pașii pe care noi o să-i facem, adică cum mobilăm, ce facem și așa mai departe. Și cu siguranță vrem să le mulțumim foarte, foarte mult părinților noștri pentru tot ajutorul și tot sprijinul din spatele nostru, pentru că fără ei acest contract nu putea fi semnat niciodată. Și vreau să vă mulțumim și vouă pentru că ne urmăriți și pentru că sunteți aici lângă noi. Și sperăm că... simțit să vă spunem pasul ăsta pe care noi îl facem. Da, am simțit să vi-l arătăm. Normal, normal. Să vă povestim despre absolut tot. Și vrem ca prin acest clip... Deci avem amândoi mâinile super reci și n-aveți idee. Da. Treci și respect în același timp. Vrem ca acest clip nu să fie un clip de laudă sau de orice altceva. Vrem doar să fie un clip informativ pentru voi. Da. Și vrem chiar să fie o motivare pentru voi, să vă motiveze să munciți pentru visele voastre, pentru că nimic nu e imposibil și sunt sigur că dacă voi vă propuneți ceva, o să reușiți în viață. Noi ne-am propus chestia asta, sunt mândru că am reușit să facem chestia asta. Și vrem să vă arătăm și vouă, pentru că mereu v-am arătat ceea ce trăim, ceea ce am facem. Eu acum absolut tot, așa că vrem să vă mic arătăm și prima noastră casă împreună. În casa aia se vor filma toate vlogurile de acum încolo. Așa că trebuie să vă arătăm. Se vor întâmpla toate evenimentele frumoase din viața noastră, se va întâmpla mai tot. Așa că trebuie să faceți cunoștință cu ea, pentru că este un lucru foarte, foarte important. Avem aici contractele de vânzare, cumpărare pentru apartament. Pican, Ioan, Antonia și Alexandru Bianca Mihai. Nu Pican, Bianca Mihai. Dacă pun un thumbnail cu noi, da, da, da. Nu știu cum vi se pare vouă, dar nouă ni se pare că acest pas este mai important decât orice. Da, de mai important decât orice, pentru că practic tot ce am făcut noi până acum, munca noastră s-a întregit într-unul și e destul de mare lucru să faci acest pas la 19 ani, adică trebuie să ai destul de mare încredere în partenerul tău și cred că asta e dovada vie că noi avem o relație cât se poate de sănătoasă și de frumoasă și avem încredere unul în celălalt. Și vă doresc și vouă să aveți la fel. Cine se uită? Toată lumea!
Dar mi-e rușine, nu știu, pentru că am și emoții. Mamă, mai un pic și ce să plâng. Ia plângi. N-ai, mă, iubire. A plâns. Plângi, plângi, să punem titlul. A plâns. Tocmai ce s-a vândut, s-a dat spre vânzare oficial apartamentul. Iar dar acum trebuie să semnăm, trebuie și să semnăm că îl cumpărăm. Și practic, acum când iubita o să mă zgălească baia, o să fie oficial, o să oficializeze în sfârșit acest lucru. Așa că hai, fă tu prima. Nu, tu pas. Ești primul. Tu ești, eu că ești primul bărbat, de da. Proprietate. Stai, stai, mami, stai. Mami, stai. Mamă, mă simt la nuntă. Ești pregătită? Da. Ești sigură? Da. Sigur? E sigură? Da. Bine, hai. Dar tu ești sigur? Da. Hai, hai, hai. 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 Hai că-i dau. Gata, i-am dat. Îi dai și tu? Gata, nu mai am plecat. Mă, îmi tremură fixul ce-am făcut. Poți săruta mireasa. Da. Gata, oficial. Ia nu avem în apartament. Sfârșit. Gata, guys! Oficial, cuplul vostru preferat este mai împlinit cu o casă. Gata, oficial ne-am mutat împreună. Nu ne-am mutat încă, ne-am mutat încă, dar urmează, avem o casă împreună. Urmează să vedeți o serie de vloguri pline. Da, vreau să vă luăm așa, pas cu pas. Pline, să vedeți. Super tare, pentru că acum urmează partea cea mai tare. Dacă am început cu achiziționarea apartamentului, acum va urma mobilarea apartamentului și... tot decursul de asta o să-l vedeți. Da, abia așteptăm să împărtășim cu voi tot, așa că urmăriți-ne pe story, pe Instagram, pe tot, pe tot, pe YouTube și pe peste tot. Activați-vă peste tot notificările și stay tuned, pentru că acum, guys, deci suntem foarte emoționați. Da, gen, parcă nu, parcă nu suntem noi acum, așa mi se pare, pentru că, nu știu, ceva wow, ceva de care suntem super mândri foarte, și foarte nu mândri. Ne vedem ne ca să credem. Mult. Da. Uiți-vă că noi de vreo 6 luni de zile facem vizite la anumite apartamente. Și de vreo 8 luni de zile de ne tot luni, tuităm. Tot și de 6 luni de zile vizionări peste vizionări și două la întors și nu-mi place și îmi place. Vrem și zonă bună și să arate bine și să fie frumos și așa și spațios și de toate și... Detaliile despre apartament o să vi le dăm când ajungem acolo. Dar oricum mai multe detalii găsiți la... Mie, deci, am tot vi așa, în mare, multe detalii. Pam, 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 în mare, vă dau vestea asta bombă. Deși primim cheile mâine și mâine, practic, oficial, avem cheile și apartamentul este al nostru oficial, bine, oficial e și acum. Dar mâine o să primim cheile, o să dăm acum o tură până la apartament, să vă arătăm holulețul, să vă arătăm intrarea în bloc, să vă arătăm cum arată apartamentul, view de acolo, care este absolut excepțional și vreau să ne dați o părere acolo în comentarii. Așa că haideți cu noi! Haideți cu noi! Gata, guys, tocmai ce am ajuns în complexul unde o să locuim. Este prima dată când îl vedeți, că e scos din film, îmi place absolut tot. Adică îmi place pe și exterior. Noi am pus foarte, foarte mare accent pe zonă și este o zonă extrem de bună și centrală. Arată extrem de bine exteriorul, totul este placat așa frumos. Am optat pentru un balcon pe colț pe care o să urmeze să-l vedeți. Deci avem balconul cât pe garsonieră, să mă arăt, Jackson. Adică un balcon de vreo... În total, balcoanele au cam 25 sau... 30 de metri pătrați. În total, balcoanele au vreo 30 de metri pătrați și vreau să vă spunem că suntem orientați către apus, așa că... Mereu o să avem poze bune pe Instagram. Zona asta și pur și simplu vibe-ul pe care mi-l dă locația asta este absolut genială. Are foarte multe facilități în sensul că suntem foarte aproape de orice aici și am optat foarte tare pentru zona asta și un lucru care mi-a plăcut foarte, foarte mult este că în apropierea complexului nu mai sunt alte complexe sau alte blocuri de locuit, sunt doar instituții de stat și alte instituții private. Și e securitate foarte mare în jurul nostru, da, și asta ne și place. Foarte mare, inclusiv aici la bloc, că avem un număr la care sunam. Da. Plus că instituții peste instituții care arată super bine. Sunt super aproape de mall, la undeva la 2 minute. Aici este cheița de la... Încă n-am primit-o, gen să fie așa al nostru. Oficial. Astăzi facem și inspecția, să vedem ce ar să facem lipsi. O inspecție, să vedem ce și cum și mâine ni-l dă și mâine o să filmez și eu vlogul. Deci voi când vedeți vlogul lui Baby, să știți că da, este filmat înainte cozi. Mamă, abia aștept să facem foarte multe vloguri. Hai! Deci îmi place absolut tot. Oricum n-ai ce să îți placă. Mie mi se pare că complexul ăsta arată mai mult a hotel decât o locuință așa normală, basic. Exact, chiar arată ca un hotel. Uitați-vă și voi, ador sticla asta neagră securizată.
Este super, super, super frumoasă. Ce lumină bună ai de vlog. Da, 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 deci peste tot ai lumină bună de vlog, pentru că peste tot sunt LED-uri. O să vedeți că și în apartament sunt LED-uri peste tot. Și încă deja... noi n-am mobilat, adică așa primim. Așa primim apartamentul. Să înțelegeți, noi acum vrem să vă arătăm cum primim noi apartamentul. Ca să rămâneți alături de noi până la final, când o să fie gata de locuit. Și de atunci oricum o să mai filmăm vloguri acolo, de acum încolo o să ne vedeți o grămadă de vloguri filmate în apartament. Pregătiți să le arătăm oamenilor? Foarte, foarte pregătit. Așa un pic de emoții. Deci apartamentul e gol ca să... E apartamentul e gol ca să înțelegeți, dar te super fericit că știm că e al nostru și putem să vi-l arătăm. Și e mai frumos așa să vi-l arătăm gol. Trebuie să arătăm și view-ul. Nu știu dacă timpul ne permite să stăm până la apus, pentru că e destul de devreme și ne-ar trebui să stăm până seara. Și noi o să stăm până seara, dar... nice! Yeah. Nice! Hello, hello! Mamă, mamă, cum arată nebunie! Îmi place absolut tot, finisaj, absolut tot. Logic că îmi place, că dacă nu-mi plăcea, nu l-am fi luat, nu? Pregătită, puiul? Hai! 3, 2, 1... Oh my god! Hai, finish first. Doamne! Și am intrat în apartamentul nostru. Sunt foarte fericit. Sunt foarte mândru de tine. Și eu mândru de tine. Ma, și sunt mândru de noi. Hai să dăm startul. Ce a picat? Telefonul meu. Nu, da. Era iar meu, mai mult ca sigur. Da. Bine ați venit oficial, oficial, oficial în noua noastră locuință! Noua, prima noastră locuință! De fapt, da, prima noastră locuință. Prima noastră locuință. Casă, da. Cum sună asta? Ei bine, guys! Am ieșit pe balcon să facem outro-ul la prima parte aici. Pentru că asta este prima parte, la a doua parte o să o regăsiți pe canalul iubite! O filmăm chiar acum și vă arătăm chiar în detaliu. Chiar acum o filmăm, vă arătăm în detaliu absolut cum arată apartamentul nostru și ce planuri avem noi cu el. Și ce planuri avem de mobilat. Și mai multe. Da, 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 foarte, foarte multe chestii. Mulțumim, Doamne, pentru tot, mulțumim, tot ce ne-ai Doamne, oferit. Suntem super fericiți suntem, și Doamne, foarte... Doamne, deci... Adică, ca să înțelegeți, nu e o chestie de opulență și așa mai departe. Suntem foarte mândri de ce am realizat suntem la 19 împăcați. Ani, că e o conexiune atât de frumoasă între noi și că am decis să facem pasul ăsta, să ne mutăm împreună. Nu știu și... ce copii de 19 ani ar mai lua decizia să se mute împreună, să conviețuiască împreună și să iau asemenea alegere. Un pas super, super mare pentru noi în relația noastră și... Suntem foarte fericiți. Am apreciat foarte, foarte mult. Dacă rupeți acolo butonul de like și ne lăsați acolo un comentariu frumos. Și vă las cu privilegii asta blană și cu partea a doua la iubita pe canal. Pa!